Bună dimineața, stimați reprezentanți ai mass media, stimați colegi. Începem conferința de presă intitulată Investiții în Restart, prezentarea unui nou pachet de fonduri și intervenții pentru îmbunătățirea serviciilor sociale din Republica Moldova. Îi oferim cuvântul Ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Bună ziua! Atunci când am lansat reforma Restart, acum un an și jumătate, am spus că ideea de bază a acestei reforme este că noi vom mobiliza resurse adiționale pentru a investi în prima linie, pentru că înțelegem că doar așa vom putea avea un sistem de asistență socială eficient, unul care este aproape de cei mai vulnerabili copii și adulți din comunitățile noastre. Pe parcursul acestui an am avut evenimente similare în care am lansat mai multe măsuri, pachete de intervenții. Astăzi vrem să informăm despre o nouă rundă de investiții în valoare de aproximativ 70 de milioane de lei, pe care le vom mobiliza pentru a investi în trei tipuri de servicii. În primul rând, vom investi 50 de milioane de lei în servicii sociale specializate. Acestea sunt serviciile sociale care sunt prestate în centrele sociale. La moment, Ministerul Muncii și Protecției Sociale gestionează aproximativ 93 de centre în contextul reformei Restart. În aceste 93 de centre prestăm 136 de servicii pentru 2420 de beneficiari. În special vorbim de servicii destinate copiilor care au avut de suferit în urma violenței, copiilor separați de părinți, persoanelor cu dizabilități severe, persoanelor care se află în situații de risc, persoanelor care au avut de suferit de pe urma violenței în bază de gen, violenței asupra femeilor. Deci, pentru aceste servicii, noi am pregătit un pachet de investiții de aproximativ 50 de milioane de lei. În special, din 93 de centre, vom mobiliza aceste resurse pentru intervenții în 45 din ele, deci aproximativ jumătate din rețeaua de centre de servicii sociale pe care le gestionăm în contextul reformei Restart. Ne propunem să avem intervenții în infrastructură, să îmbunătățim condițiile de prestare a acestor servicii. Foarte important, vrem să creștem calitatea acestor servicii și să extindem capacitatea pentru a crea servicii noi și pentru a extinde numărul de beneficiari. Deci, noi estimăm că la un an de la implementarea acestor intervenții, numărul de servicii va crește cu aproximativ 20%, iar numărul de beneficiari va crește cu 25%. Deci vom crește capacitatea, vom crește calitatea și vom crește numărul de beneficiari. În special, vom ținti servicii destinate copiilor care se află în situații de risc. Noi am constatat și spuneam înainte de a implementa reforma Restart, avem regiuni în Republica Moldova unde există pustietate de servicii sociale. De aceea ne vom stădui să acoperim acele servicii cu servicii care sunt destinate copiilor care se află în situații de risc, copiilor care sunt supuși violenței și, foarte important, vom crește numărul de servicii și capacitatea serviciilor adresate persoanelor care sunt afectate de violența împotriva femeilor. Ne referim la mame cu copii. Un alt element foarte important este că noi vom investi în continuare în serviciul de echipă mobilă. Vreau să amintesc că în acest an noi am creat serviciul echipă mobilă în toate raioanele din Republica Moldova. Deci, la începutul anului, acest serviciu era disponibil doar în 18 raioane. Până la sfârșitul acestui an, acest serviciu extrem de important, destinat în special copiilor cu dizabilități severe, va fi disponibil în toate raioanele din Republica Moldova. Ce estimăm un număr de aproximativ 900 de beneficiari.
Serviciul de echipă mobilă este un serviciu în care mai mulți specialiști, logopezi, psihologi, kinetoterapeuți, asistenți sociali se deplasează la domiciliul beneficiarului pentru a presta acel serviciu de recuperare, acel serviciu de reabilitare și, foarte important, serviciu de împuternicire și integrare în comunitate. Deci, în acest serviciu am pregătit un pachet de aproximativ 5 milioane de lei. Vom cumpăra mai multe echipamente pentru profesioniști, spre exemplu, pulsometru, tonometru, deci anumite implanturi. Vom cumpăra echipamente pentru specialiștii kinetoterapeuți, pentru că aceștia se poate să desfășoare mai multe activități pentru copiii care au dizabilități severe, materiale didactice și așa mai departe. Și, în ultimul rând, vom mobiliza aproximativ 15 milioane de lei pentru un alt serviciu extrem de important, este serviciul social de îngrijire la domiciliu. La momentul de față, acest serviciu este disponibil în toate raioanele Republicii Moldova. Vorbim aproximativ de un număr de 13.200 de beneficiari. În special, aceștia sunt persoane în vârstă, singure, cu dizabilități, care nu pot duce un trai decent fără a beneficia de acest serviciu. Deci avem profesioniști care se deplasează săptămânal de mai multe ori la gospodăria beneficiarului, ajută cu pregătirea bucatelor, curățenie, igiena corporală, igiena în cadrul gospodăriei. Deci aici vom investi 15 milioane de lei adițional, iarăși pentru echipament de protecție, detergenți și alte elemente importante pentru ca să creștem calitatea acestui serviciu. Deci, în total, vorbim de un pachet de 70 de milioane de lei pentru a crește accesul și calitatea la servicii. Asta înseamnă restart, un element foarte important în toate aceste trei elemente este că vom investi în formarea profesională a tuturor specialiștilor. Deci, în acest an, noi am reușit să mobilizăm resurse pentru a instrui aproximativ 9.800 de colegi ai noștri din prima linie. Vă mulțumesc mult! Daniel? Vă mulțumim! În continuare, oferim cuvântul doamnei Marina Morozova, vicepreședinta Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie. Vă rugăm! Bună ziua! Reforma Restart până astăzi a venit cu un pachet larg de investiții pentru colegii din prima linie, dar mai cu seamă pentru oamenii care beneficiază de servicii sociale. Ne bucurăm că astăzi Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Guvernul vine cu măsuri noi și foarte importante pentru a oferi condiții mai bune tuturor. Aici vorbim despre bătrânii noștri, despre persoane cu dizabilități, despre copii separați de părinți sau aflați în situații de risc, victime ale violenței în familie. Investițiile care urmează să vorbesc sunt investiții care vor schimba viața și va schimba radical calitatea vieții bătrânilor noștri și a copiilor noștri. Vreau să mă refer aici la câteva servicii sociale care vor fi în toată țara, vor fi investiții în toată țara și începem cu Ocnița. Voi vorbi despre Centrul de Asistență Socială și Protecție Sfântul Mare Mucenic din Ocnița, care are un număr de beneficiari de 33 de persoane, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, copii separați de părinți, găzduire și îngrijire temporară pentru cuplu mamă-copil. În acest centru va fi reparat acoperișul, căile de acces, sistemul de încălzire, renovare și adaptarea blocurilor sanitare. Sunt investiții care vor ajuta beneficiarii acestui centru. O nouă investiție merge la Orhei, în centrul de plasament temporar pentru persoane în etate și cu dizabilități, casa noastră din satul Susleni, raionul Orhei. Aici vorbim de 40 de
persoane în etate și cu dizabilități care sunt plasate în acest centru, primesc alimentație, asistență medicală, asistență igienico-sanitară, reabilitare și consiliere psihologică. În acest centru va fi o investiție de 2.200.000 de lei și va fi investiții în repararea acoperișului, sistemului de canalizare, sistemului de încălzire și vor oferi condiții mai bune de trai pentru aceste persoane. Mergem la Dundușeni, azilul pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din Dundușeni, care cazează 29 de persoane, persoane în etate și cu dizabilități. Aceștia la fel sunt plasate în acest centru, primesc alimentație, asistență medicală, asistență igienico-sanitară, reabilitare, asigurarea tuturor condițiilor de trai pentru aceste persoane. Aici vine o investiție de 1.500.000 de lei și vor fi reparate blocurile sanitare, vor fi montate sisteme de ventilare, reparația rețelelor exterioare de canalizare, reparația spălătoriei, renovarea blocului sanitar. Lista poate continua și dacă mergem la sud, este vorba de serviciu social, centru de zi pentru copii cu dizabilități din Cahul, care prestează servicii pentru copiii cu dizabilități și aceștia primesc servicii de logopedie, kinetoterapie, terapie ocupațională. Vor fi investiții de 649.000 de lei și vor fi reparații în blocurile sanitare, schimbarea portoselei, amenajarea cu pavaj a căilor de acces și îmbunătățirea condițiilor privind prestarea acestor servicii calitative. La Florești, serviciu social Casa Comunitară pentru Copii în situație de risc va fi, iarăși va primi un ajutor financiar de 472.000 de lei, la fel pentru repararea acoperișului și a odăilor, centru de plasament pentru copii amic din Briceni, la fel, va beneficia de o investiție de 747.000 lei. Acestea sunt doar câteva din centrele care vor primi ajutor financiar pentru a beneficia de servicii calitative atât pentru bătrânii noștri, pentru copii, dar și pentru persoane cu dizabilități. Reforma Restart, cum am spus, a venit cu pași concreți pentru a ajuta pe cei care au nevoie de ajutor, iar noi încurajăm oamenii să se adreseze atât echipelor mobile, care a vorbit domnul ministru, dar și în centrele de plasament și centre pentru îngrijire. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă deputată. În continuare, oferim cuvântul doamnei Veronica Garaba, o doamnă cu experiență vastă în domeniul asistenței sociale. Este manager a Centrului de Plasament pentru Persoane Vârstnice și cu Dizabilități din satul Sada Clia, Stas Basarabeasca, Atas Sud-Vest. Vă oferim cuvântul. Vă mulțumesc. Bună ziua, mult stimat domnule ministru. Deci, mă numesc Veronica Garaba, șef serviciu Centrul de Plasament pentru persoane vârstnice și dizabilități din satul Sada Clia, raionul Basarabeasca. Centrul nostru și-a început activitatea în anul 2018. La moment avem plasați 20 de beneficiari. Centrul nostru prestează servicii de plasament, îngrijire 24 din 24, servicii de asistență medicală, consiliere psihologică, de agrement, servicii care ne permit să îmbunătățim viața beneficiarilor noștri. Obiectivul nostru principal la ora actuală este extinderea serviciului pentru a putea plasa încă 20 de beneficiari în centrul, dar cu părere de rău avem nevoie de reparație capitală a nivelului întâi în edificiul nostru. Grație domnului ministru, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ATAS Sud-Vest, deci s-a făcut o analiză, s-a efectuat o analiză a edificiului și au fost planificați 700
33,64 mii lei. Deci s-a efectuat un deviz de cheltuieli, unde în curând vom începe reparația capitală a nivelului 1. Toate aceste investiții ne vor da posibilitatea să modernizăm sistemul de încălzire, să reparăm blocurile sanitare, blocurile alimentare, sălile de mese, deci tot ce avem necesarul. Grație domnului ministru, desigur, s-au preconizat surse financiare pentru procurarea inventarului de care avem nevoie în centru. La moment suntem implicați într-un proiect pentru instalarea panourilor fotovoltaice. Desigur, toate acestea ne vor ajuta să îmbunătățim condițiile de trai și calitatea vieții beneficiarilor noștri. Vreau să aduc mulțumire domnului ministru, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru că dumnealor se implică foarte activ în dezvoltarea serviciilor sociale în Republica Moldova. Pentru dezvoltarea serviciilor sociale aduc mulțumiri și ATAS Sud-Vest în persoana doamnei Tamara Călugăru, Stas Văsărăbească în persoana domnului Mihail Martinov, care tot timpul am simțit umărul dumnealor, ne susțin, ne monitorizează și tot timpul sunt pentru aceea ca serviciile sociale și anume serviciul nostru să fie dezvoltat cât mai bine. Aduc mulțumiri, desigur, colectivului meu cu care împreună ne străduim să creăm un climat psihologic familiar, un climat de prietenie în centrul de plasament. Socot că toți împreună vom atinge obiectivele propuse. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, doamna Garaba. În continuare, oferim cuvântul jurnaliștilor care au întrebări. Vă rugăm să vă apropiați aici la microfon. Здравствуйте, господин министр. Вопрос. В 2023 году министерство пообещало, что реформа решит проблему с персональными ассистентами для людей с ограниченными возможностями и сократит список тех, кто нуждается в этих ассистентах. Однако спустя время появилась в СМИ информация, что этот список пополнился на 1000 человек, а 2800 человек уже этим летом не получили зарплату. И вот задолженность составляла 4 месяца. Вопрос. Есть ли эта задолженность, выплачена ли она? И вот внедряя новые инвестиции в этот проект, рассчитало ли министерство бюджет? Не получится ли так, что опять проект сообщили, внедрили инвестиции, а денег не хватит? Спасибо. Eu nu știu la care informații dumneavoastră faceți referire. Deci, noi în acest an am crescut numărul de asistenți personali în Republică cu 900. Deci, noi în acest an avem cu 900 de asistenți personali mai mult. Asta înseamnă că mai multe persoane, mai mulți copii, în special cu dizabilități severe, au acest serviciu de bază, de sprijin. Noi am avut situația regretabilă în municipiul Chișinău, când primăria, într-un mod cinic, brutal, a întrerupt contractele de muncă, a redus norma de salarizare pentru aproximativ 1200 de asistenți personali. Guvernul, în regim de urgență, în luna mai, a creat un serviciu alternativă și i-a angajat pe toți asistenții personali care au avut de suferit de pe urma acestor activități abuzive. În luna martie și aprilie, noi am oferit plăți compensatorii. La moment, noi nu cunoaștem situații în care asistenți personali ar avea probleme cu salarizarea. Noi monitorizăm îndeaproape ceea ce se întâmplă în municipiul Chișinău. Deci, nu avem situații în care colegii ai noștri, asistenți personali, nu își primesc salariul. Cu siguranță, pentru că am avut perioade îndelungate în care în serviciile sociale, în sistemul de protecție socială din Republica Moldova, nu au fost investiții. Ne referim investiții în baza materială, în reparații și, foarte important, în dezvoltarea competențelor colegilor noștri,
un an de zile, chiar dacă am, cred, considerăm noi că am mobilizat resurse destul de semnificative, nu este suficient să reducem toate listele de așteptare, să fim aproape la către toți cetățenii care au nevoie. Dar vreau să vă spun, spre exemplu, echipa mobilă, noi am crescut cu deci prezența și numărul de beneficiari doar până în prezent de două ori numărul de beneficiari. Numărul de vizite la domiciliu le-am dublat. Numărul de cazuri în gestiune au crescut de patru ori până în prezent. Deci toate eforturile pe care le facem noi, ele urmează să extindă accesul cetățenilor la servicii de asistență socială. Mai mult, noi dezvoltăm competențe, noi digitalizăm foarte multe procese prin care să eficientizăm astfel colegii noștri să lucreze mai puțin cu dosare și mai mult cu persoane, copii care se află în situații dificile. Dar cu toții, eu cred că și toți cetățenii din Republica Moldova înțeleg că oricare reformă, cât de eficientă, cât de ambițioasă, cât de multe resurse nu ar mobiliza, nu poate să rezolve toate problemele dintr-un domeniu neglijat de mai mulți decenii într-un singur an. Cu siguranță noi vedem că crește performanța, crește calitatea, crește accesul, dar nu putem spune că într-un singur an vom rezolva toate problemele din acest sector. Bună ziua, domnul ministru Alexandru Newsmaker. Vă rog să-mi răspundeți, dar cum au fost selectate regiunii în care o să facă reparații? Deci, noi am selectat practic toate regiunile. Noi am încercat să țintim câteva obiective. În primul rând, am vrut să facem investiții acolo unde există cea mai mare necesitate. În al doilea rând, noi am încercat să vedem din perspectivă teritorială accesul la servicii. Spre exemplu, noi avem zone întregi în centrul Republicii Moldova, inclusiv în nord, câteva raioane, care nu au acces la servicii de plasament de urgență pentru persoanele care au avut de suferit pe urma violenței. Și atunci noi am încercat să mobilizăm resurse pentru a crea acele servicii. Mai mult, acum, pentru că noi gestionăm întreg sistemul, toate serviciile au un caracter regional. Asta înseamnă că agențiile teritoriale comunică între ele dacă la cineva, spre exemplu, centrele de plasament de urgență a copiilor aflați în situații dificile este la capacitatea maximă, atunci ei pot să plaseze copiii în raionul limitrof. Până acum acest lucru nu era posibil, pentru că fiecare raion avea bugetul său și beneficiarii nu puteau să fie mobili dintr-un raion în altul, dintr-un serviciu care era gestionat în alt raion. Acum acest lucru este posibil. Deci noi am încercat să țintim acele regiuni unde există mai puține servicii și unde există servicii în care investiții nu au fost. Spre exemplu, avem centri în care ani de zile nu au fost loc reparații de bază. Avem centri în care numai cu greu colegile de acolo se sprevesc să asigure o igienă minimă, pentru că, spre exemplu, nu dispun de o spălătorie adecvată. Spălătoria este veche, ea s-a stricat și atunci când vrei să... cu toții trebuie să înțelegem că cerințele și nevoile de igienă pentru persoane care nu sunt mobile, care au dizabilitate severă, care sunt țintite la pat, sunt mult mai mari. Acolo, lingeria de pat, hainele personale se schimbă zilnic de mai multe ori. Și atunci trebuie să avem această capacitate. Sunt instituții în care nu au o ventilare propriu-zisă, la băile nu sunt adaptate. Da? Spre exemplu, nu este un duș adaptat, sunt căzi. Și sunt colegi de-a mele, în mare parte femei, trebuie să ia persoana cu dizabilitate sau cu mobilitate extrem de redusă, să o ia în brațe, ca să asigure igiena personală a acelei persoane. Și toate aceste investiții, în timp, vor crește calitatea și va asigura un mod sau un context de muncă un pic mai ușor pentru bravele mele colegi de acolo, persoane care în fiecare zi se confruntă cu
durere, cu marginalizare și în fiecare zi depun efort extraordinar pentru a se lupta pentru aceste persoane. Sunt întrebări? Aceste 70 de milioane de lei, ele sunt din fondurile Ministerului sau sunt și din partea partenerilor? Sunt din bugetul de stat, pentru că am avut inclusiv și am putut să mobilizăm resurse din partea partenerilor. Acest lucru ne-a permis o planificare mult mai adecvată, să țintim aceste resurse pentru intervenții, în reparații, în echipamente, pentru că am beneficiat de suportul partenerilor, spre exemplu, pentru a cumpăra mașini, alt tip de echipament sau să investim în personal. Un alt element foarte important cu care ne-am confruntat și am reușit să-l soluționăm este că nu în toate regiunile avem kinetoterapeut sau logoped. Și atunci noi am putut mobiliza resurse pentru a crea acești specialiști, spre exemplu, să beneficieze de cursuri profesionale specializate, să îi certificăm, să aibă cele mai bune competențe ca să poată să ofere servicii adecvate. Vă mulțumim, domnule ministru. Declarăm conferința de presă încheiată. Mulțumesc.